seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, pe care sunt cele mai importante subiecte. Microbuzele interurbane nu circulă nici astăzi. Transportatorii continuă să protesteze, așteptând să le fie satisfăcute revendicările de majorare a tarifelor pentru călătorii. Mă duc de azi. N-am cum să mă duc. Nu s-a să văd. Acum ies la papur, ce-ați fac? Trei vameși și doi polițiști de frontieră au fost reținuți în urma unor percheziții matinale la Vama Leușeni. Aceștia sunt bănuiți că ar fi luat mită de 10 de ori și au fost filați timp de mai multe luni. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor ar obține mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate, arată datele unui sondaj publicat astăzi. Transportatorii continuă greva nici astăzi. Microbuzele de pe rutele interurbane nu au ajuns pe peroanele autogărilor din țară. Șoferii cer dublarea tarifului la biletele de călătorie sau mai multe facilități din partea statului. Cei de la Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto spun că după prima zi de protest nu au primit nicio reacție din partea autorităților și amenință că nu vor circula nici mâine. Deocamdată incertitudine. Nu avem convingerea că am fost înțeleși și că cerințele noastre cu adevărat vor fi examinate și soluționate. Potrivit lui Alexa, transportatorii nu sunt de acord cu proiectul Ministerului Infrastructurii, care propune ca tarifele să fie majorate doar cu acordul consiliilor autorităților publice locale. Orice condiționare de a obține aviză autorităților publice locale, pe lângă faptul că este ilegal, este inacceptabil pentru noi. Acestea sunt proceduri interminabile în care noi nu dorim să participăm. Sunt prevederile codului transport rutier. Ele trebuie aplicate în tocmai, fără nicio invenție de asta de a ministerului de a pasa responsabilitatea în direcție cei. În cazul în care autoritățile vor aproba un tarif mai mic, transportatorii cer să fie scutiți de mai multe taxe, cum ar fi TVA, acciza pentru importul autobuzelor mai vechi de 10 ani sau prețul pentru serviciile de autogară. Așteptând să le fie satisfăcute revendicările, transportatorii continuă greva și astăzi majoritatea autogărilor au fost pustii. Aceste imagini au fost surprinse dimineața la Cimișlia. În autogară era doar un singur microbuz care îi transporta pe oameni la Tiraspol. Pe peron însă erau călători care aveau nevoie să ajungă de urgență de la Cimișlia la Chișinău. Lumii era la noi în stat, dar n-au cum să vină, că am luat, s-a dat. Am dat 100 de lei, dar seama că trebuie să mă duc la bolniță, și mâini trece la oncologie. Mă duc de azi, n-am cum să mă duc. Nu s-a să văd, acum ies la papur, ce-ați fac? Bun, e tot transportul obțin. La autogara din Căușeni era același tablou, niciun vehicul pe peron. Eu pierde număr, aștept alt transport. Eu știu de lucrul ăsta cu numărul. În miercuri n-a să merg. Am venit aici la proceduri, că trebuie să vin. Dar înapoi de nu știu. Așteptăm, dacă nu, puteți să vrem așa mai de ocazie și... Responsabilii de la autogara din Căușeni au spus că au fost informați încă acum o săptămână că transportatorii vor fi în grevă. Nici o rută nu merge. Nici una. Numai de la Transnistria. N-am vândut azi niciun bilet. Zilnic, cam ce prejudiciu acumulați? 15-20, când și cum. Nici locuitorii din Comrat nu au avut cu ce se deplasa astăzi dintr-o localitate în alta. Administratorul autogării din Comrat spune că niciun microbuz de pe cursele interurbane nu a circulat astăzi. Prigărădnii reise nu работают. Мы рассчитывали и думали, что выйдут некоторые транспортные агенты с утра на работу, чтобы привезти пассажиров и после обеда отвезти людей домой. Но они не выехали, и пассажиры уже, как мы видим, на попутках или на чем добираются. И иногда звонят, интересуются, но мы сообщаем, что рейсов пока нет. Конечно, плохо. Потому что надо ехать, а автобусов нет. Это все виновато правительство. Считаю, что должны снизить и цены на перевозки, обеспечение топлива. Кроме такси никак не доберешься. Скажите, а такси будет вам по карману? Тоже нет. Taxi și-o dăroșă buie, ce mă atâta. Neavând altă soluție, mulți călători au încercat să prindă mașini de ocazie.
Nici de la Chișinău, din unele autogări, nu s-a pornit astăzi niciun microbuz. Transportatorii amenință cu proteste și mâine. Ieri, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că 90% din microbuze nu au ieșit pe rute, în timp ce responsabilii de la Ministerul Infrastructurii au spus că e vorba doar de o mică parte a acestora și au chemat joi pe transportatori la discuții. Ultima dată, tariful pentru călătorie a fost majorat acum 3 ani și este de 60 de bani per kilometru. Un incendiu de proporție a izbucnit azar într-un bloc de la Vadului Vodă. 4 apartamente au fost afectate. Pompierii au stabilit 2 cauze preliminare ale incendiului, care sunt acestea, aflați la știri. 3 vameși și 2 polițiști de frontieră au fost reținuți astăzi în urma unor percheziții care au avut loc la Vama Leușeni. Aceștia sunt bănuiți că au luat mită pentru a nu-i amenda pe transportatorii de pasageri și colete care nu aveau licență sau pentru a închide ochii la încălcarea restricțiilor epidemiologice. Diste dimineață, ofițerii de la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, în comun cu procurorii anticorupție și ofițerii de la Inspectoratul Poliției de Frontieră, au descins la Vama Leușeni. S-au efectuat 21 de percheziții în birourile de serviciu, domiciliile și mijloacele de transport a 9 angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și 3 angajați ai Serviciului Vamal. Oamenii legii au publicat imagini cu momentul în care au intrat în birourile funcționarilor de acolo. Au fost publicate imagini cum vameșii primesc pașapoartele călătorilor în care sunt bani și pun bancnotele într-un sertar. Aceste secvențe au fost surprinse cu ajutorul unor camere de supraveghere montate în birourile lor. În urma descinderilor, 3 vameși au fost reținuți pentru că de 26 de ore ar fi luat mită între 50 și 200 de euro, iar 2 polițiști de frontieră au primit bani de 64 de ori între 10 și 200 de euro. De la transportatorii de pasageri și colete originari din Republica Moldova, care nu dețin licență pentru prestarea acestor servicii în scopul favorizării trecerii autovehicolilor fără control vamal sau după caz efectuarea unui control superficial al autocamioanelor și autoturismelor încărcate cu mărfuri și colete prin aparatul de scanare cu raze X. Oamenii legii spun că cei reținuți au mai luat mită de la moldovenii care aveau depășit termenul de ședere în Uniunea Europeană sau pentru a închide ochii la încălcarea restricțiilor impuse de pandemie. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, mijloace bănești și alte obiecte ce au importanță pentru cauza penală. Documentarea acestor cazuri ar fi început în octombrie și va continua și în zilele următoare. Varianta Omicron devine dominantă în Republica Moldova. În peste 60% din cazurile pozitive de COVID este prezentă noua tulpină, anunță responsabilii din cadrul ANSP. Totodată a fost depistată și o subvariantă a noii tulpini, care este mult mai contagioasă. Responsabilii din cadrul agenției spun că se așteaptă la noi creșteri de infectări după o ușoară ameliorare și atenționează că nu e timpul pentru relaxare. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică spune că în urma ultimii secvențieri, în toate cazurile celor 16 probe analizate, au depistat varianta Omicron. Majoritatea persoanelor infectate cu noua tulpină, mai exact 14 la număr, sunt internate în spitale. Au fost aleatoriu selectate 16, efectuată secvențierea, care a confirmat toate 16 probe Omicron. Prin urmare, ponderea probelor Omicron din eșantionul calculat la ziua de astăzi reprezintă în jur de 63% din totalul celor prezente. Așadar, noua tulpină devine dominantă și în țara noastră. Îngrijorător este faptul că și în Moldova a fost confirmată prezența unei subvariante, supranumită Omicron invizibil, care este mult mai contagioasă decât tulpina originală. Avem 2 variante sub Omicron, lineage BA1 și lineage BA2. Deci 45 de cazuri sunt BA1 și un caz BA2. Un studiu realizat de specialiștii din Danemarca, unde această subvariantă a devenit în scurt timp dominantă, arată că persoanele infectate prezintă un risc cu 33% mai mare de a infecta pe alții. Directorul ANSP spune că, deși numărul infectărilor a scăzut ușor în țara noastră, acesta rămâne a fi unul destul de mare. Ceea ce vedem noi este, considerăm că este partea superioară a icebergului și avem foarte multe persoane care fac o formă ușoară, simptomatică și consideră că
nu este necesar să facă un test pentru a confirma aceasta. Responsabilul din cadrul agenției menționează că săptămâna trecută s-au înregistrat mai puține infectări din motiv că elevii au învățat de la distanță. Acum autoritățile se așteaptă că săptămâna viitoare ne vom confrunta cu o nouă creștere pentru că s-au reluat studiile cu prezența fizică. Responsabilii din sănătate îndeamnă oamenii să nu se relaxeze, să respecte măsurile de protecție și să-și administreze vaccinul pentru a evita spitalizarea în cazul contractării bolii. Partidul Acțiune și Solidaritate, care acum deține majoritatea absolută în Parlament, se prăbușește în sondaje. Un studiu publicat astăzi de IDIS Viitorul arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cele mai multe voturi le-ar acumula blocul comuniștilor și socialiștilor. Acesta este urmat de PAS și Partidul Șor, ceea ce înseamnă că ar rămâne aceleași culori în legislativ. Potrivit sondajului publicat astăzi, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, blocul comuniștilor și socialiștilor ar devansa fracțiunea PAS, acumulând cele mai multe voturi, aproximativ 25%. Partidul de la guvernare s-ar plasa pe locul 2 cu aproape 23%, iar Partidul Șor cu 8% ar intra din nou în legislativ. Alte formațiuni ar acumula mai puțin de 2% și nu ar trece pragul electoral. Totodată, aproape 14% dintre respondenți au spus că nu ar merge la alegeri sau nu ar vota pentru niciun partid. Peste 20% sunt indeciși, iar 3% nu au vrut să răspundă. Între timp, topul încrederii este în continuare condus de șefa statului Maia Sandu cu aproape 17%, urmată de Igor Dodon cu aproximativ 10%. Restul politicienilor au acumulat mai puțin de 3% la acest capitol. Cât ține de nivelul de trai, 41% din respondenți au spus că acum trăiesc mult mai rău decât în urmă cu 2 ani. Cele mai mari probleme cu care se confruntă fiind prețurile majorate, salariile și pensiile mici, lipsa locurilor de muncă, sărăcia și corupția. Sondajul a fost realizat în perioada 25 ianuarie-5 februarie curent pe un eșantion de 1134 de respondenți, având o marjă de eroare de plus minus 3%. Studiul a fost realizat și finanțat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Brătianu din România și CBS Research. Nenorocire pentru 4 familii din Vadului Voda. Apartamentele lor au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a mistuit locuințele pentru care oamenii au muncit o viață. Acum ei sunt disperați și nu știu ce vor face mai departe. Potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului sau a fost provocat de o sursă deschisă de foc. Elena este cea care a simțit prima mirosul de fum care ajunsese până la ea în apartament și a văzut flăcările care cuprinsese locuința de la primul etaj. Imediat, femeia a alertat vecinii. La scurt timp, apartamentul Elenei a fost cuprins de flăcări și practic nu a mai rămas nimic din ce a agonisit o viață întreagă. Pereții sunt negri de fum, ferestrele sparte și tehnica distrusă. Deși locuința a fost grav afectată, femeia a rămas peste noapte acolo. Щоб забрати документи і свого животного. І так вийшло, що вже дим був сильний, і я потеряла, почала теряти орієнтацію. Femeia a reușit să se salveze, a urcat pe acoperiș și a fost ajutată de vecini să coboare. Prin clipe de groază a trecut și Lidia Cudreavțeva, în vârstă de 74 de ani. El spune că tocmai terminase reparația în apartament. Я відкриваю балконну дверь. І тут вижу дым, поднимается огонь, поднимается на мой этаж. Я выхожу и кричу: пожар! Я была одна в доме, шок был для меня. Femeia a reușit cu greu să iasă afară din apartament. Ea s-a intoxicat cu fum și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind conectată la masca cu oxigen. A fost afectat și apartamentul Irinei. Asta e camera băiatului. Podul este foarte distrus tot în totalitate în camera aceasta, plus jumătate din bucătărie. Pagubile, nu știu. Sunt foarte mari la moment. Incendiul a izbucnit în acest apartament de la primul etaj. Ulterior, flăcările s-au răspândit repede și în alte 3 locuințe. Oamenii deja au început să facă ordine și au aruncat toată mobila deteriorată. Proprietarii apartamentului unde a izbucnit focul nu au vrut să discute cu noi. Pompierii au anunțat că iau în calcul 2 cauze preliminare. Incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul fumatului sau a fost provocat de o sursă deschisă de foc, gen o lumânare aprinsă sau aragaz conectat. Primarul orașului Vadului Vode spune că după ce comisia locală va stabili valoarea pagubelor, se va decide cum pot fi ajutate familiile afectate.
Este nevoie de o nouă ordine de stabilitate în Europa, iar Rusia trebuie să primească garanții de securitate, dar împărțirea noi sfere de influență nu poate fi acceptată pentru că s-ar genera noi tensiuni, a declarat președintele francez Emmanuel Macron după 5 ore și jumătate de discuții cu Vladimir Putin la Kremlin. De partea cealaltă, președintele rus a reluat acuzațiile la adresa NATO, despre care a spus că este agresivă și caută să se extindă până la granițele Rusiei. Astăzi la Moscova a ajuns și cancelarul german Olaf Scholz, care s-a întâlnit ieri la Washington cu Joe Biden. Vladimir Putin și Emmanuel Macron s-au întâlnit aseară în jurul orei 17. Cei doi nu și-au dat mâna și au stat la mare distanță unul de altul în timpul discuțiilor care au avut loc la Moscova pe marginea situației din Ucraina. După mai bine de 5 ore de discuții într-o conferință comună de presă cu liderul de la Kremlin, Emmanuel Macron a apreciat că mai este timp pentru a rezolva criza din Ucraina pe cale diplomatică. The first element is the necessity to work fast to avoid escalation. Growing tensions increase the risk of seeing a brutal deterioration of continents, balance of power and stability. It would be in no one's interest, because disorder and instability would be in the interest of neither the Europeans nor the Russians. La rândul său, Vladimir Putin a declarat că discuțiile cu Macron au fost utile, dar a reamintit condițiile pe care Moscova le pune pentru o dezescaladare a acestei crize, oprirea extinderii NATO și retragerea echipamentelor militare ale alianței în arealul în care existau înainte de 1997. Președintele rus a criticat prezența forțelor NATO în apropierea granițelor Rusiei, explicând că nu înțelege în acest context criticile țărilor occidentale cu privire la soldații ruși din apropierea graniței ucrainene. Говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем. После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Tot ieri, președintele Joe Biden l-a primit pentru prima oară la Casa Albă pe cancelarul german Olaf Scholz. Liderul american a declarat după întrevedere că SUA și Germania acționează concertat în fața agresiunilor Rusiei în Europa. În cadrul aceleași conferințe, președintele american Joe Biden a declarat că ar fi înțelept ca cetățenii americani aflați în Ucraina să părăsească țara. Biden a promis că va opri Nord Stream 2, o conductă submarină destinată să livreze gaza din Rusia către Germania, dacă rușii invadează Ucraina. Întrebat cum ar putea să facă asta, având în vedere că SUA nu controlează proiectul, Biden a spus că Olaf Scholz a provocat preocupări în ultimele săptămâni prin refuzul de a livra arme Ucrainei și prin menținerea suspansului privind situația controversatului gazoduct Nord Stream 2, înainte de a accepta să-l include pe lista posibililor represalii în cazul unui atac rusesc. Of course, there is a military threat in Ukraine. Against Ukraine, we cannot remain silent on that. We see the number of Russian troops along the Ukrainian border, and that is a serious threat to European security. And this is why it is important that we act together, that we stand together, and that we do what is necessary together. Olaf Scholz a mers astăzi la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, iar Emmanuel Macron a plecat la Kiev pentru a-i transmite președintelui Zelensky solicitările lui Putin. Întâlnirea dintre Putin și Macron a stârnit un val de glume pe internet și a devenit o sursă de memuri după ce cei doi lideri s-au așezat la o masă lungă de 6 metri. La reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la... Ziarul Politico a publicat un articol în care a ironizat încercările lui Macron de a avea o discuție cu Putin. Mai multe vedeți în câteva minute la știri. Fostul ministru de interne Dorin Recean a fost numit în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate pentru ca ulterior acesta să fie promovat într-o funcție importantă în stat. Aseară la emisiunea În Profunzime, liderul interimar al platformei DA, Dinu Plângău, a declarat că Recean ar putea reveni la mai criticând totodată această idee. Lilian Carp de la PAS a negat că ar putea avea loc remanieri guvernamentale. Recean, numit la secretar al Consiliului Suprem de Securitate. O numire care imediat i-a dus pe mulți cu gândul la echipa lui Vlad Filat. Nu este un secret, cred, că în societate deja se discută despre eventuale remanieri guvernamentale, deși oficial acest lucru se neagă și se spune chiar că Recean ar fi trebuit sau s-ar fi propus în funcția de ministru de interne încă de la început.
dar nu este exclus să ajungem aici. În dependență de reacția societății, se vrea numirea domnului Recean în funcția de ministru la interne. Și dacă societatea va înghiți această numire controversată din punctul nostru de vedere în Consiliul Suprem de Securitate, atunci probabil va fi promovat mai departe. Nu se discută nici sub o formă anumite remanieri deci în viitor apropiat în actualul guvern. Da, vor fi evaluate pe anumite dimensiuni în care se va încerca de a ajuta, deci propriu zis, unii ministri pentru a-și crește eficiența în procesul de guvernare. Și după o evaluare, atunci se va spune foarte clar care sunt capacitățile unui minister sau altul pentru a putea să meargă deci înainte. Deși Dinu Plângău a criticat activitatea Ministerului de Interne încă de când acolo a fost numită Ana Revenco, acesta susține că Dorin Recean nu este cea mai bună candidatură pentru această funcție. Este o decizie absolut controversată, va fi primită foarte negativ de cei care urmăresc activitățile politice și să ne amintim inclusiv în contextul acestor lucruri care merg prost în Ministerul de Interne, atunci când Vlad Filat era numit regele contrabandii, ministrul de interne era Dorin Recean. Cei ce a făcut Recean, lăsând toate acele păcate și declarații deci la o parte, a făcut reforma Ministerului Afacerilor Interne și deci propriu zis activitatea IGP-ului așa cum o cunoaștem noi astăzi. Decretul prin care Dorin Recean a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Securitate și consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale a fost semnat vineri de Maia Sandu. După această numire, șefa statului a fost dur criticată de opoziția extraparlamentară, dar și de reprezentanți ai societății civile. Sandu nu a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse. Recean a fost ministrul de interne în guvernul Filat și Leancă, pe când Maia Sandu era ministru al educației. Funcția de consilier prezidențial a devenit vacantă după ce Ana Revenco a fost numită ministru de interne. Gestionarea pandemiei de COVID-19 pare să aibă două viteze, în timp ce în unele țări măsurile sunt înăsprite pe măsură ce varianta Omicron se răspândește. În alte părți ale lumii, viața a revenit la normal. În Danemarca, spre exemplu, s-a renunțat aproape complet la restricții, iar oamenii se bucură din plin de libertatea recâștigată după 2 ani. Prețul luptei cu SARS-CoV-2 este însă uriaș, iar Statele Unite au marcat un bilanț trist, 900.000 de americani uciși de coronavirus. În memoria celor decedați, clopotele au bătut în mai multe biserici. Clopotele Catedralei Naționale din Washington au bătut noaptea trecută de 900 de ori în memoria celor 900.000 de decese înregistrate în Statele Unite din cauza coronavirusului și membrii Congresului American au ținut un minut de reculegere. Pragul este unul cu atât mai tragic, cu cât spun specialiștii, multe dintre vieți ar fi putut fi salvate. Doar 64% dintre americani sunt vaccinați complet. Pe de altă parte, tot mai multe state americane relaxează restricțiile, pe fondul unui bilanț în scădere al infecțiilor cu SARS-CoV-2. California a anunțat că renunță la obligativitatea de a purta măști în exterior. Nici elevii din New Jersey nu vor mai fi nevoiți să le folosească în școli. We're not going to manage COVID to zero. We have to learn how to live with COVID as we move from a pandemic to the endemic phase of this virus. În Danemarca, viața pare să fi revenit deja la normal. Săptămâna trecută au fost eliminate aproape toate restricțiile impuse din cauza pandemiei. Măștile nu mai sunt obligatorii, nici certificatele verzi, iar restaurantele și barurile au revenit la programul de dinainte de COVID, spre bucuria clienților. Free atmosphere. I like this being I can be myself. I don't have to take care. Yeah, that's my feeling now. Now it feels like it's over. And I think people will kind of storm the place in the next few weeks and then it's probably will stabilize and people will still be happy to go. Însă în alte părți ale lumii, pandemia pune în continuare pe jar autoritățile. În Chile, președintele țării a dat luni startul campaniei de vaccinare cu doza 4. Sunt vizate persoanele de peste 55 de ani care s-au imunizat cu a treia doză până în luna august a anului trecut. Statul sud-american are una dintre cele mai mari rate de vaccinare din lume. Aproape 95% din populația eligibilă este imunizată, potrivit oficialilor din această țară. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio. Anișoara, te salut! Am auzit că aveți astăzi o invitată foarte specială în studio. Vrei să ne spui despre ce este vorba?
Bună seara, Tatiana, bună seara tuturor. Ai auzit bine, nu știu cine ți-a șoptit. Așa este. Așa este, în această seară o așteptăm aici în studioul Serilor Perfecte pe interpreta din România, Paula Selling. Vine cu treabă la Chișinău, așa că am zis să treacă și pe la noi, vedem ce face aici, dar și ce face în România, acolo unde duce o viață destul de liniștită. Despre ea nu prea se aude nimic așa scandalos. Bun, în altă ordine de idei, așa, cu siguranță te întrebi. Cu siguranță. Ce zi internațională o fi astăzi? Băi, uite, azi, să știți că eu în fiecare zi o întreb pe anișoara. Anișoara, ce zi internațională astăzi? Și astăzi am uitat să întreb chiar ce zi este astăzi. Astăzi este ziua internațională a râsului și a fericirii. Tatiana, da, fă-mă să râd. Asta e despre noi, anișoara, să știi. Fă-mă să râd. Să zic o glumă. Zi un banc. Nu, eu de fapt stric toate bancurile și după aia nu mai pot să le spui pentru că le-am stricat eu, așa că o să râdem noi acolo cu glumițele noastre interne. Zic, eu eram sigură că tu nu o să-mi zici niciun banc, așa cum am pregătit eu. Hai tu, că ți-e vrei un banc despre blonde? Ce să facem? Hai să știi că nu te aud, nu știu de ce, regia poate ne ajută să te aud. Cred că Arcadie de vină iar. Îți spun un banc până când, despre blonde. Hai. De ce dansează blondele la semafor? Pentru că cred că-s la discotecă. Eram sigură. E bună. Hai, eu o să mă duc de seara acasă și o să spun acest banc și o să-l stric cu siguranță. Dacă nu-ți plac bancurile despre blonde, hai să spunem unul despre brunete. Și hai, ne răspunăm. De ce se cred brunetele frumoase? Pentru că li se asortează părul cu mustața. Te-am făcut să râzi, te-am făcut să râzi. Asta a fost și scopul lasă meu. Lasă că te fac și eu. Până diseară te fac, până se termină ziua, cu siguranță te fac și eu. Mersi. Nu te-am auzit, dar sunt sigură că ai zis ceva de bine. Hai să le spunem telespectatorilor noștri, așadar în această seară Paula Selling, vedem cu cine a marcat ziua râsului și a fericirii și vă aștept pe toți să zâmbim împreună, să marcăm frumos această zi. Da, noi continuăm cu știrile. Următoarea cu siguranță va stârni râsete. Întâlnirea dintre Putin și Macron a stârnit un val de reacții atât pe rețelele de socializare cât și în presa străină, în timp ce internauții au creat meme-uri cu cei doi lideri. Ziarul Politico a publicat un articol în care a ironizat încercările lui Macron de a avea o discuție cu Putin de la egal la egal. Publicația a scris despre întrevedere că președintele francez a intrat în bârlogul ursului. După mai mult de 5 ore de discuții cu președintele rus, nu a existat nicio îndoială că Emmanuel Macron a intrat în bârlogul ursului, unde a fost fârtecat, scrie politico.eu. Putin a ales calea sfidării, declarând că Crimeea aparține Rusiei și că dacă Ucraina ar adera la NATO, țările europene s-ar afla automat în război cu Rusia. Gesticulând cu un deget în aer către un reporter francez, el a spus că Rusia este o superputere militară și o superputere nucleară și a avertizat că nu vor exista câștigători dacă acest conflict se va agrava. N-am știu, vă evați NATO? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. La un moment dat, insistând asupra faptului că guvernul ucrainean ar trebui să fie forțat să pună în aplicare prevederile acordurilor de pace de la Minsk, Putin a citat chiar un vers dintr-un cântec obscen, ce face aluzie la viol și necrofilie. Nu нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. La toate acestea, Macron nu a avut practic niciun răspuns, scrie Politico, în afară de insistențele sale că este important să continue discuțiile. Chiar și în această privință, Putin a fost dezinvolt și disprețuitor, insistând că în timpul întâlnirii a simțit că Macron îl chinuia, vorbind prea mult în încercarea sa de a ajunge la un acord. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase meme-uri de la întâlnirea celor doi. Într-unul din ele, Putin și Macron sunt arătați cum se balansează la masa lungă la care s-au purtat discuțiile. Iar în altul, Macron apare vorbind la un megafon, sugerând că ar încerca din răsputeri să se facă auzit. La reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la relation bilatérale en effet a permis. Eșecul lui Macron de a răspunde la diversele declarații provocatoare ale lui Putin prin afirmarea pozițiilor ferme ale Franței și UE, de exemplu că Rusia a invadat și a anexat ilegal Crimeea, a amintit de vizita umilitoare la Moscova de anul trecut al lui Josep Borrell, șeful diplomației UE, care a stat fără reacție în timp ce ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat Uniunea Europeană drept un partener nesigur.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0221 3645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!